Doamnă Elena Constante, aici, în locuința dumneavoastră din drumul taberei, în preajma obiectelor dragi, a umbrelor dragi mai ales, s-ar părea că durerea a șters totul. Durerea cuprinsă în cele două cărți, Evadarea tăcută și Evadarea imposibilă. Am dreptate? Da. Cum să vă spun eu, după ce ai trăit ce am trăit eu, deși sunt 30 de ani de când am terminat cu această poveste, nu poți să uiți. Într-un fel, amintirea acestui chin, acestui iad, m-a îmbogățit. Adică am devenit cu totul alta decât eram și îmi dau seama că sunt foarte diferită de oamenii din jurul meu care n-au suferit ce am suferit eu. Eu am altă balanță pentru ce se întâmplă. Cântăresc altfel lucrurile. Și să vă spun că după atâta vreme de când pot să spui slavă Domnului că am ce mânca și am și pâine și am de toate, dacă mănânc ceva care îmi place mai mult, fără să fiu o credincioasă, spun mulțumesc cu sie, Doamne. Nu mă pot obișnui cu pâinea, să ai pâine în abundență. Știți, 12 ani e mult, zi de zi. Și te marchează. A existat un timp care trece și un timp care durează. Acest timp care Da. durează este Și pe prezent urmă în să vă cărțile spun, dumneavoastră. mama mea spunea, avea, cunoștea multe proverbe. Nu toate le înțelegeam ca copil și mai cu seamă unul dintre ele mi-a trebuit foarte mult timp ca să-l înțeleg. Tot rău spre bine. Mă gândeam eu, cum o să fie rău spre bine? Am ajuns la pușcărie. Cum o să fie rău spre bine? Acum, că după pușcărie, neputând să fac pictură, am inventat aceste tapiserii care și ele mi-au adus multe necazuri. Poate știți ce problemă a fost cu tapiseriile astea, că era să intru la pușcărie, că distrug Asta în jurul folclorul. anilor 70. 74, 74, 75. Da. Și în al doilea rând, că am scris aceste cărți. Și atunci zic, răul ăsta totuși a adus și un bine. Dacă am un regret, este că n-a apucat și soțul meu. A pierit în 88. Știți, sora lui din Elveția, că el a avut toată familia plecată, numai el a rămas aici, spunea că e bolnav de Ceaușită. Atâta avea oroare de Ceaușescu, că atunci când vorbea Ceaușescu, el nu se mișca de lângă aparat. Eu mă duceam în bucătărie, închidând ușa să nu-l aud și veneam Harita. Ce vrei? De ce l-asculți? Poate îl împușcă cineva. Poate are un atac. Trebuie să prind momentul ăsta. Și n-a apucat. Pare foarte. Păcat că nu l-a prins Măcar o zi să fi trăit. pentru că s-a vorbit foarte mult de literatura închisorilor comuniste. Au existat foarte multe interpretări ale criticilor. M-ar interesa, doamnă Elena Constante, motivația interioară a actului de a scrie. În ce moment v-ați hotărât să scrieți? De ce? Spun asta pentru că știu că spuneți că nu sunt Păi, scriitoare dar nu și sunt. cărțile mele nu sunt literatură. Să încercăm să explicăm acest Da, fapt. sunt mărturie. Nu o să mă credeți. Nu știu de ce am început să scriu. A fost așa ca un impuls subit și brusc. Vă spun, în 68 am cerut voie să plecăm la Paris. Harry mai avea acolo o soră, mai avea un frate. Sora era în Elveția, aveam prieten foarte bun pe Jacques Lacenne. A murit acum, care era director la niște muzee franceze de la Paris, pe care îl cunoșteam dinainte de război și care ne invitau călduros la ei și am cerut să ne dea pașaport. Cine o dă în pașaport? Am ajuns acolo și ne-am dat vreo 2 ani, ne-am dus de vreo 3 ori. Și asta se întâmpla prima dată în 70, chiar 69. Și în 72, mi se pare, sau 73, nouă ne dădea în casa lor, că ea, nevasta lui, era directoarea unei mari școli de secretariat. Și la etajul 5-lea al acestei școli, era un culoar cu odăi, cu bibliotecă, cu cărți, cu arhive și câteva odăi pentru prieteni. Și noi aveam 2 odăi acolo. Și într-o dimineață mă trezesc la 5. Cum să vă spun eu? Liniștea pe care ți-o dădea a fi la Paris, a nu mai te fie frică că ești urmărit, a nu mai fie frică că trebuie să acoperi telefonul cu o pernă. Poate că liniștea asta, într-o dimineață, la 5 dimineața, eu aveam niște hârtii acolo și un creion, l-am luat și am început cu prima frază din carte. Am fost condamnată, l-am trecut condamnat și în franțuzești ne-a dus în prizon.
Deci în franțuzește. Acolo vorbeam numai franțuzește cu toți oamenii ăștia. Și în al doilea rând am continuat în franțuzește cu gândul că dacă uit pe masă, mai greu ca cineva din oamenii ăștia poate să înțeleagă. Femeia de serviciu sau știu eu cine venea pe aici. Și am continuat și al treilea, că m-am gândit că e mult mai bine să apară în Franța, că mă gândeam că în România îi interesează mult mai puțin. Dar pentru francezi era ceva fantastic. 8 ani de singurătate. Și am continuat-o mai ales în timpul vacanțelor. Cu niciun gând de a o publica. Era imposibil să mă întorc în țară. Deci e vorba de evadarea tăcută. Primul evadarea volum tăcută. Ai deci primilor 7 ani da, de închisoare. Primele 8 ani de singurătate. Bun. După aceea mi s-a părut mie că este o experiență aproape unică. Eu nu știu dacă a mai stat vreodată o femeie singură 8 ani într-o celulă, într-o închisoare. Bărbați știu că au stat, a fost și Monte Cristo, au fost în povești multe. Dar femei, n-am auzit să fi trăit. Deci o femeie care trăiește 8 ani singură și iese normală la cap, era totuși o experiență. Plus că eu, în primii ani, aș fi vrut să mă omor și brusc m-am gândit, nu, trebuie să înving. Trebuie să trăiesc. Și așa am izbucit să trăiesc. Acum a doua. După ce am ajuns la Paris și a publicat cartea și a început lumea să vorbească de carte, să-mi telefoneze, să-mi scrie, m-am întrebat, bine, dar dumneata ai făcut 12 ani de pușcărie și zici că ai făcut 4 ani cu femei. Pe noi ne interesează acești 4 ani cu femei. Eu m-am gândit că în România cine n-a avut o rudă la pușcărie? În pușcărie normală, penitenciar, nu e interesant. Dar toți francezii mi-au spus, pe noi ne interesează foarte mult. Apucați-vă și scrieți. Am venit la București, acum nu mai mi-era frică, scriam liniștită. Și am scris cartea a doua, la cererea cititorilor mei din Franța. Formă, a publicat și la București. Aș vrea să insistăm asupra evadării tăcute, deci a evadării pe care încercați să o proiectați în singurătatea celulei și să recompuneți luni. Să evadez, nu ochii și imaginare. Găseam oriunde. Literatura n-a însemnat, în cazul dumneavoastră, o prelucrare a materialului sau ați pus accent pe sinceritatea crudă și pe emoție? Nu, nu. Tipul acesta nu. De literatură pe care îl scrieți. Fiecare frază, poate de 10 ori. Adică eu întâi am scris liber, cu adjective, cu fraze lungi, cu tot felul de... Aveți când am citit-o, faceți literatură. Mi-am dat seama că nu redă ceea ce vreau eu să redea. Să vă spun drept, eu tot în viața literatura care mi-a plăcut, am dat cea mai mare atenție stilului. De exemplu, îmi plăcea Andrei Gide pentru că frazele lui aveau un stil pe care nu puteam să-l înțeleg. Cum îmi place Simenon, care scrie romane polițiste, sunt și romane, dar care din cuvinte simple și din fraze normale și simple redă o atmosferă fantastică. Deci eu țineam la stil și cartea mea scrisă așa, de-a dreptul, nu mi se părea nimica. Și atunci am reluat-o și am început să tai. Să tai adjectivele, să pui punct, să întrerup fraza, să fac fraze scurte. Și mi-am dat seama că în felul ăsta dădeam palpitația, frica, emoția. Și când am ajuns odată în 85, era aproape terminată cartea. Și eu cunoșteam pe Monica Lovinescu, adică de la soțul meu și pe Erunca. Și de câte ori mergeam la Paris, le făceam discret o vizită. Și am spus, zic, vrei să citesc câteva pagini din cartea mea și să-mi spui dacă, ce părere ai, că n-a citit nimeni care să-mi dea. Soțul meu era atât de admirativ că nu putem conta pe el. Și i-am citit 30 de pagini, începutul. Și ea mi-a spus, mâine ți-o public. Pentru că ai, ce povestești, au povestit foarte mulți. Dar felul cum povestești este mai... să spun eu, dă impresia mai puternică a faptelor în sine. Și zic, cum să public? De vreau să mă întorc acasă. Păi zice, nu, și-o zi la Liberté. Zic, nu. Dacă noi am rămas după pușcărie atâția ani în țară, în țară vrem să murim. Și așa că am spus, nu public și am terminat povestea. Și când a început Revoluția, eram în Cipru. Harry nu mai era. Eram cu sora mea în Cipru, la niște prieteni. Și zic, Fiorica, public cartea. Și adevărat, am plecat la Paris, am depus-o la 3 edituri,
După 2 săptămâni la decuvert, m-a și chemat să-i scălesc contractul. Și după o lună primeam și de la Nouvelle Revue Française aprobarea, de la Gallimard.